Iată noul LG G6, un telefon impresionant prin ecranul său de mari dimensiuni. De fapt, partea deasupra și deasupra ecranului a fost micșorată și astfel a fost păstrată lățimea acestuia, dar a fost crescută lungimea, obținându-se un raport de aspect de 18 la 9 sau 2 la 1. În practică, rezoluția efectivă este 2880 de pixel pe 1440 de pixel. Aspectul este unul elegant, simplu, dar bine croit, cu linii clare și în continuare pe spate avem senzorul de amprente și cele două camere foto principale. Am ales versiunea albă pentru filmare, mi se pare că cea gri argintiu arată mult mai bine și vă recomand mai degrabă pe aceea. Pe spate avem cele două camere principale, acum folosesc același senzor Sony de 13 megapixel, un senzor performant. Un obiectiv este de 71 de grade, cum ar fi cel normal, și altul de 125 de grade, cel ultra-wide, asemănător cu un GoPro. Bateria este de 3300 mAh, telefonul rulează pe un chipset Snapdragon 821 cu 4 GB memorie RAM, are o rezistență IP68 la apă și praf, după cum puteți vedea aici, și inclusiv este rezistent la șocuri conform 810G, din ce spun specificațiile oficiale. Cred că avem în față unul din telefoanele anului 2017 și mă aștept ca acest design cu un ecran spectaculos și mare aproape cât întreaga față frontală să fie văzut în mult mai multe modele în continuare.